Munteanu și prietenii săi Podcast Cri, 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 toamnă gri Nu credeam că ai să mai vii Băi, Simi a dat o piatră la mine La țară, unde stau ai mei Mi-a stricat toată via Asta vară și uite cum am rămas Fără vin Toamna asta Dacă vreți să vă culeg via Contra cost sau contra vin Anunțați-mă pe adresa redacției Sau pe numărul afișat pe ecran Bună seara, Silviu Munteanu, sunt, am ocupat vastele studiouri Radio 7, suntem pe 103 cu 4 FM, suntem și video live pe YouTube, canalul 13 TV, sigla cu pisica neagră, dacă tot vă uitați la noi, un subscribe, dar și un like ar fi foarte apreciate și ne-ar face mai vizibil. Uh, jurnalistul uh, din generația analog, uh, Mia Simionescu, este cu mine în seara asta. Bine ai revenit, Voinicule! Bine v-am găsit! Bună seara! Băi, Simi, uh, eu nu am televizor, dar consum foarte mult YouTube acasă. Motiv pentru care, în funcție de căutările mele pe YouTube, îmi apăr în feed tot soiul de treburi, da? Ceva ce n-am căutat, dar mi-a apărut, era un tutorial despre cum să faci uh, duș rece. Culmea e că m-am uitat pe el și m-am și executat de vreo lună și ceva de zile. Eu realmente fac dușuri reci pentru că să explica acolo că e foarte sănătos pentru organism. Am mai văzut eu videoclipurile alea rusești știi? și am zis hai să încerc treaba asta. Pornă mi-a mai apărut un video pe măsură. Și am zis, ha, zic, stai că ăștia ne manipulează. De fapt, și că am fost victima manipulării. Am păi, pățit asta. E normal, dacă ai dat deja click pe video cu apă rece, cu dușul cu apă rece, o să-ți apare mereu un feed Bineînțeles, alte da. clipuri de genul ăsta. Da, m am amuzat că mi-a apărut asta. Apoi m-am gândit, măi, dacă noi o ținem așa, și uite și domnul Neicu Sordan, primarele, a spus că el își ține copilul la mai răcoare, pot să înțeleg asta, nu e chiar o crimă ce a spus el acolo, doar că se exprimă foarte prost de s-a sezizat toată lumea. În fine, păi nu ar fi corect ca și televiziunile cel puțin asta din România, ca să dăm un exemplu Uniunea Europene, să emită doar două ore pe zi seara de la 8 la 10? Da, ne-am putea întoarce, <laughs> bineînțeles. Dacă, dacă eu pot să da. fac un, un, cel puțin un duș rece pe zi, televiziunile, de ce să nu poată să... Da, ne-am ne întoarce exact la situația dinainte în 1989. Să aibă program de la 8 la 10 seara, eventual până la 12 în weekend, până la 12 noapte. Păi nu are timp Radu Tudor să-și pună ce are de spus în două ore, trebuie să ne obosească o zi întreagă da, cu breaking correct. Da. 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 Și s-ar economisi și energie electrică în felul ăsta. Plus că, insist, țipă întotdeauna cineva la tine la televiziunile de știri, cel puțin țipă cineva la tine. Băi, ar fi lumea mai calmă. Da? Ce-i atâta da, panică? Da. Da, eu, eu mă vaccinez, jesui Charlie, mai zimi. Spală-te pe mâine, acum nu te mai spăla. Acum poți să te speli cu flanele. Așa spună cei din Marea Britanie. Am văzut un articol în care li se recomanda cel puțin în vara asta, să se spele cu flanele ude pe anumite părți ale corpului ca să economisească apa caldă. Nu înțeles. Mie da. mi-a plăcut asta cu să ne spălăm câte doi. Da, și asta e o... Adică asta mi-a plăcut până la un moment dat. Tu ți aminte pe vremea lui Ceușescu, cred că pe la începutul anilor 80, când locuiai cu chirie. Nu cu chirie la stat, nu aveai proprietatea ta, da statul era liber să-ți mai bage pe cineva în casă. Mai ți da, minte? Da, Eram adică destul de mic, dar am auzit. Stăteai cu chirie, de da, și a, da. da, cineva pe linie dacă de, sindicat de la drept... mare, dacă sindicat. Dacă aveai un foarte mare. Dacă, un, apartament cu două, cu două camere. camere da. Da, dacă da. aveai un apartament cu două camere, statul nu mai băga. uite așa să-ți bage pe cineva la duș. Da, corect, ar fi bine. <laughs> <laughs> Depinde pe cine. Aici, dacă a dat niște norme metodologice, să spună, domnule, vine el lasă Na, că alta. Să, să, să se calculeze, calculează ai Cu ce da. compatibilitate da. îi putea avea la duș. Ar putea duși. avea, da. ar putea face și niște aplicații de genul ăsta. Da, da, Iată da. Iată o idee da, da, pentru da. IT-ști, da. cu cine să Da, e faci ca la, duși. la Tinder, vreau da. să fac dușe exact, astăzi da. cu cine, da, da ca, zic, ca, ca la BlaBlaCar, bla, bla, car. Da. bla, 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 bla shower. da, ar putea să fac o chestie de genul ăsta, o aplicație. Uite o idee pentru it -ști. Să-și pună aminte, la treabă. Da, uite, 10% din încasări să vină la noi, pentru da, ide. Băi, eu vreau să te întreb pe tine treaba asta, că tu ești foarte înfipt în subiectele zilei. Cât de serioasă este... cât de vinovat este Putin, da? Pentru inflația asta care ni se întâmplă și pentru care noi trebuie să facem toate economiile. Adică cât e, cât de, cât e de, pe bune că noi trebuie să facem economie ca să-i tardem lui Putin una peste bot? Acum, înainte de toate, Putin e vinovat pentru orice. Dacă ai observat în toată presa, asta se scrie. Chiar și liderii politici, de la Ciucă, la Ciolacu, la toți, dau vina pe Putin. Pentru orice e de vină Putin. E cel mai la îndemână personaj. Adevărul este că inflația are, a, a venit cu mult din spate decât înainte să se termine pandemia. Pentru că odată cu terminarea pandemiei, au început lucrurile să se miște, firmele să înceapă să aibă activitate din ce în ce mai mare, iar cererea a crescut pe măsură. Statele Unite știu că au tipărit foarte mulți bani, exact, cred că și Anglia pandemie, au făcut la da, fel, care da, nu au acoperire în. În realitate, în da, realitate. bineînțeles, pentru că în pandemie s-au dat și foarte multe ajutoare în Germania, mai ales în Franța, toate firmele astea mici și mijlocii, până și populația a primit ajutoare pentru că erau foarte mulți care stăteau acasă. Da, erau în diferite domenii de activitate, lucrau și nu mai puteau să vină la serviciu și atunci statul îi plătea pur și simplu, cum a fost și la noi, 75% din salariu și stăteau acasă. Banii de fapt nu se regăseau pentru că nu existau bunuri, servicii care se producă pentru banii. E, și inflația, din câte îmi dau seama, de atunci a început să vină din spate. Pentru că rupându-se toate lanțurile astea de aprovizionare, da, la magazine, la întreprinderi, la fabrici și așa mai departe, în felul ăsta nu s-au mai putut face anumite bunuri și servicii. E clar. Iar lumea primind bani să stea acasă, banii nu aveau acoperire în realitate. Deci, uh, inflația, într-adevăr, după aceea, după înceance, după ce a început războiul, e evident că prețurile au luat o raznă pentru că s-a pus embargo din ce în ce mai mult pe petrolul rusesc, pe gazul rusesc, și uh, multe. Uh, producția asta de electricitate, de gaze naturale, a avut de suferit. De aici și explozia prețurilor. Dar, uh, pe de altă parte, în România, din ce am citit la alți analiști spun că n-ar fi n -ar trebui să fie o problemă din punctul ăsta de vedere al crizei de energie și gaze naturale pentru că noi producem în jur de 75-80% din câte știu la energie, uh -huh. dacă nu greșesc, și la gaze naturale tot așa în jur de 70%, 75%, restul sunt în depozite. Și importăm cam 15% la gaze, deci n-am avea de ce să suferim noi, ca țară, pentru din punctul ăsta de vedere al gazelor naturale și energiei. Într-adevăr, alte țări, cum e Germania, depinde în mare măsură de gazul rusesc. La fel Ungaria. Ei nu au de unde să, să cumpere din altă parte. Corectează-mă dacă mă înșel. Eu știu că dacă ai producție și ai o, o fabrică care produce, habar n-am, mașini, fabrica aia poate să-ți consume în două ore atâta gaz cât îți consumă un cartier într-o lună. Da, da posibil, este posibil. Da, nu știu la ce capacitate produce că, sau. Știu că consumul populației în general, în mai toate țările astea din Europa, este de undeva la 10%, de fapt. Și că restul consumului de gaz se duce în, în producție. Mă rog, noi nu prea mai avem păi, producție. Noi nu, da? nu prea mai avem producție, pentru că observăm că în ultimii an de zile, chiar, de când au explodat prețurile la energie și gaze, s-au închis foarte multe fabrici mari consumatoare de energie. Fabrici de îngreșăminte chimice. Deja nu cred că mai există în România nicio fabrică care să producă îngreșăminte chimice. Și citam recent o știre că se vor scumpi de trei ori în chimice. La fel, producția de aluminiu deja e pe butuci. Nu numai la noi, în toată Europa, pentru că să produci aluminiu îți trebuie foarte multă energie electrică. Uh -huh. Iar energia electrică fiind din ce în ce mai scumpă, nu ai ce să faci nu ai de unde. Ar crește prețul atât de mult încât n-ar mai cumpăra nimeni produsele respective. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt multe ramuri ale economiei care ar avea de suferit pentru din cauza creșterii prețurilor la energie și gaze naturale. Eu mai știu că prețul barilului a scăzut foarte mult. Așa este, da. Păi și da. atunci cum se explică prețul de la pompă? La noi? Păi am văzut că a scăzut și la noi în ultima vreme, cel puțin mm. La benzina am văzut că. Știu că producția de benzină este în general făcută în România, adică benzina se produce în România. La, la motorină, dacă nu mă înșel, 20% sau 25% se importă. Uh -huh. De acolo e și diferența de preț, pentru că benzina este în jur de acum cu prețul compensat parcă 7 ,30 lei 30, ceva de genul ăsta, și la motorină e 8,40 lei și 40, deci cu un leu mai mult. Dar am spus, la motorină nu se produce în totalitate în România, se importă o mare cantitate de motorină și doi la mână, chiar dacă e mai scump la motorină, știm cu toții că motoarele diesel consumă mult mai puțin față de cele pe benzină. Adică un motor, chiar de 1,9 da, litri, consumă mult mai puțin decât o mașină pe benzină de 1,6. Păi, ce nebunie nebunia asta toată cu economia pe care trebuie să o facem brusc? Uite că tocmai ce citirăm că au apărut zilele trecute această știre cu Elveția și da. cu cei trei ani de închisoare da, pe care poți să-i faci dacă ai un apartament sau dacă consum, mai, mai, dacă ai un apartament peste 19 grade, S-a întrebat toată lumea cum se măsoară asta. este că tehnologia ne permite să vină să-ți pună un, un pistol, să-ți ia de pe fereastră, probabil, da? Un pistol de la uh, termic, da? da. Uh, dar uh, am părut și celebru afiș, da? Cu o doamnă zâmbitoare da, care... că era un fake, dar era oricum, un fake? da. Era uh -huh. un fake din ce am citit. Uh, nu a fost asumat de autorități. Cineva, probabil, l-a lansat pe internet, dar uh, nu cred că e departe nu sunt departe vremurile alea în care să fii turnat de vecini ca ai stai în pantalon scurt și în tricou în casă. Știi ce zicea Cristoiu? Eu îl urmăresc pe Cristoiu. Cristoiu zicea de pildă despre, mă rog, cu toate, toată campania aia făcută în presa românească, comunistă prin anii 80-86. 87 s-a dat 87. Decretul. În da, 87 în 87 s dat 87. decretul în februarie. Chiar m-am documentat. E, la nivel de, de comunicare, uh, era o datorie civică, exact, nu, e, nu venise e. de la Ceaușescu sau de la nicio autoritate, era impus așa voința poporului, înțelegi? Ori acum ce văd, foarte mulți entuziaști, era cu afeza da, din, da. din Roma care zicea să tu când te vopsești femeie să nu te mai spali Știi? de două ori pe cap că te spăl o dată, ai tot soiul de daște. Da, în Marea Britanie, cum am zis, să nu mai faci duș, să te speli cu niște cârpe prosoape umede, flanele, nu știu ce spuneau acolo în loc să te să faci duș, dar oricum am văzut în ultimele zile că din Elveția vin chiar cele mai nebune știri pe tema asta. Băi, din Elveția economia. au venit și niște bani pentru Revoluția Bolșevică. Da, corect. Dar chiar au venit foarte multe știri de genul ăsta. Prima știrea, cea cu închisoarea, dacă ai mai mulți, sau amende, dacă ai mai mult de 19 grade în casă și din ce am vorbit cu un prieten care are și el la rândul lui niște prieteni care stau în Elveția, din câte am înțeles, Acolo majoritatea aparatelor electrocasnice sunt conectate prin Wi-Fi. Iar autoritățile pot vedea în fiecare minut cât consumă fiecare aparat, aparatul respectiv. Și atunci, în momentul ăla, își dă seama dacă tu ai pornit centrala, care și ea are, să zicem, o conexiune Wi-Fi, își dă seama că ai pornit centrala da, pe o temperatură mai ridicată sau ai lăsat-o pe o temperatură mai scăzută deci cât am înțeles, tehnologia permite chestiunea asta și acolo e o digitalizare. Asta apropo de unde ne va, unde va duce digitalizarea și la noi, dacă e să mergem pe drumul ăsta. Știu că mi-aduc aminte, asta era o știre mult mai veche, ce-ți spun. Olanda și cu precădere Amsterdamul este cunoscut pentru turiști că poți să te duci acolo și să fumezi marihuana. Da controlată de stat cu impozite plătite la stat. E, ce se întâmpla, era o grămadă de producători care își făceau acasă și vindeau la negru. Și cum crezi că i-a prins? După factura la lumină. La lumină, corect. De, tu da. de ce ai factura asta mai mare? Da. Păi am o lampă pusă în... Pentru niște plante. <laughs> în lada de la recamier. <laughs> da, e clar, pentru că așa cum era și în Olanda și aici la fel. Se vede consumul de energie electrică sau, eu știu, de gaze la centrală și în momentul ăla pot să intervină autoritățile să spună, exact ca în cazul Olandei, mă, tu de ce ai consumat? așa multă energie electrică. Pentru că tu aveai de regulă un consum, să zicem, de 150 sau 200 de kW și ai sărit la 500, să zicem. Eu știu. Dau un exemplu. Uh -huh. Vorbesc de un apartament cum e la noi. Da. Am da, frigiderul am stricat. Da, da și <laughs> ți-ai luat tehnologie de anii 70, frigider, zil, să consumi dublu. Nu merge. Da, am, am, am un pachet cu viermi. Da, da, cu greieri, cu <laughs> foină de greier pus la congelator și la a treținut mai cu la temperatură mâine. Da. Da. da, cam, cam aici se ajunge cu digitalizarea. Sau s-ar putea ajunge, cel puțin la noi. Băi, și ne-a arătat și doamna, cum o cheamă, Ursula von der da. Pfizer, da. cum da. să ne spălăm da. pe mâini. Hai mă. Da, am văzut da. clipul, da. Băi, da. trebuie să te întreb și asta. Mm. Uh, am în doi suntem născuți prin anii 70. Da. Uh, dacă mă întreb pe mine, cred că noi doi am prins una din cele mai bune perioade din istoria umanității la nivel de bunăstare. Da, putem să spunem asta mai, mai ales după. De bunăstare după 90. De, de bunăstare după 90, dar am prins că la 90 da. și. Na, aveam 15 ani da. și. Băi, bă, bă, oricât de e, când ai 18 ani, ai 18 ani, ai altă, altă viziune, nu prea ai că lipsuri bă, descre, de... a, a, Lucrurile cumva, cu toate apucăturile feudale ale autorităților din da. România, cumva noi ne-am dezvoltat. Nu ne-a fost chiar rău. Da, așa este, da. Nu pot să spun că ar fi fost chiar rău, mai ales că ne-am dezvoltat profesional bine în perioada respectivă. Ba, foarte fă. mulți, foarte mulți, cel puțin mă refer la jurnaliști, au crescut, au crescut în perioada respectivă. La școli nu de presă jurnalist. și unde s-a făcut într-adevăr școală uhum. de presă. Dar, după toată perioada asta, la cum arată omenirea în ultimii trei ani, la ce să ne așteptăm? Avem extraterestri, apocalipsă cu zombi, ce urmează? Nu știu, nu, sunt destul de pesimist când văd uh, vă liderii, cel puțin uh, europeni cum se comportă, mai ales în uh, criza asta provocată de războiul din Ucraina, dar nu știu ce să zic, dar nu sunt foarte, pe, foarte optimist pentru anii care vin. Deci, mai ales dacă avem uh, aceiași lideri. Deci, la butoane. Rusia vreau, vreau să lămuresc acest aspect. Rusia, da, a avut așa zis o operațiune specială ca și da. furtună în deșert da, război, când a atacat da. America Irakul. Da. Operațiune specială nu e război, este operațiune specială. Așa spune da. Așa spun ei, mergem pe varianta asta și au intrat în în Ucraina. Și avem un un război acolo. Uh... Nu mi-e foarte limpede, odată că este un, un puseu absolut de, de secolul XIX, dar pot să, înțeleg, pot să, înțeleg, asta din viziunea rusească. În momentul în care vrei să învingi un inamic, da, e bine să încerci să gândești cu capul lui. Da, după care vine Occidentul cu vârful de la Statele unite, dar cu Europa cu toată Europa, care este total împotriva acestui aspect și care dă cu sancțiuni uh, la răpunere măi, da. toate sancțiunile astea ni s-au întors bumerang ceea ce presupune un singur lucru, băi, gestiona foarte prost. Da, păi mulți lideri, mai ales de dreapta, conservatori din Europa au spus chestia asta, că chiar Salvini măi, să pare recent, Mateo Salvini din Italia, a spus că s-au împușcat, -au împușcat -au în, picior. în picior, exact, așa a și formulat liderii europeni, s-au împușcat în picior cu sancțiunile respective. Pe de altă parte, era și greu, adică să nu pună sancțiunii Rusiei, după ce Rusia a intrat în Ucraina, era foarte greu, adică ar fi dovedit o slăbiciune maximă. Era un treciocan și nicovala, într-adevăr, liderii europeni, nu avei cum să, cum să joci pe, pe tema asta. Numai că, într-adevăr, sancțiunile pe care le-au pus la... și mă refer la, la gaze și la petrol, uh -huh. da, petrolul rusesc, se întorc împotriva europenilor pentru că se dovedește faptul că în curând vor sta în frig, vor avea economii și așa mai departe. La energie, la gaze naturale, nu vor mai avea cu ce să se încălzească și așa mai departe. Fii atent, gândesc cu capul rusesc. Dacă eu gândesc cu capul rusesc, eu spun așa, eu... Vreau să-mi iau niște teritorii înapoi, Ucraina s-a întors bumerang împotriva mea, vârful de lance al unor jocuri urâte ale Statelor Unite, da? Capul meu rusesc. Da, da, da. Uh, și voi Europa occidentală împuneți puneți mie sancțiuni și îi dați elui da. armament să lupte împotriva mea. Păi nu vă tai o gază, mă băieți? Păi, normal istrat, că. Un pic, da, da, dacă o e după capul rusesc, vorba Ea păi zic. cu capul rusesc. Dar nu e normal să gândești cu consecința. capul rusesc da, Era ca clar să... că asta era consecința și bănuiesc că nici liderii din Europa nu se, se, nu se așteptau la, 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 la decizia asta Rusiei. Cred că se așteptau, adică era greu, așa cum și rușii se așteptau să le impună sancțiuni Uniunea Europeană pe vize, pe tot felul de chestiuni, pe mărfuri și așa mai departe. Așa cred că și liderii europeni se așteptau la faptul că Rusia le va tăia gazul. Adică nu, nu, cred că era, o, era altă decizie. Nu știu ce să zic, dar cred că și unii și alții, să zicem, știau în avans ce mișcări va face celălalt. Sau măcar și închipuiau, nu? Băi, sper. Păi. Dar că nu se vede. Da, nu știu. Auzi, ce, ce e asta de tot buze pe la urechi de ceva vreme renunțarea la Constituție? Cine să renunțe? România? Da. Sau nu. -i... poate modificare. Cum să renunțăm la Constituție? Am înțeles. Am înțeles eu greșit. Nu. Ok. Cum să renunțăm? Păi ce presupune modificarea Constituției? Păi adică sunt... trebuie să ne aliniem în... Au fost niște niște propuneri de modificare, numai că n-au mers foarte departe. Nu s-a făcut nicio comisie. E greu să să modifici. În primul rând ar avea în Parlament, cel puțin acum, în perioada respect... în perioada asta în care PSD și PNL au, parcă nu știu, 60... și ceva la 163 sau aici Două partide bruxelizate. Da, a, ar avea majoritate cu care să facă. Problema este că nu cred că între ei se înțeleg cu privire la uh, punctele pe care să le modifice din Constituție. Aici este problema. Iar dacă ții minte, pe vremea lui Crin Antonescu, când era uh, președinte PNL și Victor Ponta, ei făceau USL împreună. Atunci a fost printre, mi se pare că e singura Singura modificare a Constituției pe care au încercat-o în perioada aia au făcut și o comisie de constituționalitate, au dezbătut sute, mii de, mii de modificări atunci la Constituție și când se le pun în practică s-a rupt alianța, dacă ți minte. Da, în 2000... nu știu. Păi era în... a venit Ponta la putere da, în 2012 da, da, da. și parcă în 2014, înainte de, de incidentul de la colectiv cu incendiu, a căzut alianța și s-a dus totul de râp. Atunci a fost cea mai amplă modificare pe care i au propus-o. Acum, în perioada asta, au fost numai vorbe în vânt, adică au discutat despre anumite chestiuni, dar nu, nu s-a concretizat nimic. E greu să faci o modificare a Constituției așa repede. Uh, Îți trebuie că cel puțin un an să discuți modificări, apoi referendum și așa mai departe. Adică știi și tu care, care sunt pași. Dacă nu pleacă marele nostru conducător Iohannis mai devreme la NATO, cum se mai zvonește, se mai zvonește da. adică la anul, peste doi ani vom avea alegeri. Uh, Joana se arată cap de afiș cu noua lui freză de arat. Băi, mă speriați. Bă, ce cum mă uit la... plap? Bătrâneți, ce p să păi, Dar nu e vorba de bătrânețe, e vorba de arată ca... E caricaturizat din Game of Thrones ceva. B e, nu, nu, e prieten, nu, în fine. Da, în fine, da. Dar uh, și Joana, am, din câte am văzut, vine cu uh, două tipuri de discurs. 1. Satana, care l-a învins, Dilu cu Dracu, care s-a făcut da. și l-au furat la, la alegerile eu, din 2009. La da. alegerile din 2009, când a candidat cu Băsescu, da. eu nu cred că e departe de adevăr ce spune, dar asta este una din unul din lucrurile pe care era o să... Pluseze exact, în campanie asta electorală. mă gândeam că s-ar putea ca în momentul în care vin alegerile celelalte din 2024 să mai dezvolte subiectul. Mm -hmm. Acum a lansat doar așa un balon de încercare, domne. Dar pă, ce... când o fi făcut treaba asta? Da, presupunem că este adevărat ce spune Geana Băi, el în complicitate cu cine a făcut, de fapt? E greu sunt. dacă nici Joana nu a spus, nu știu cu cine Plus că se... am o memorie bună, mi-aduc da. aminte de pildă că Joana a fost fentată atunci că s-a dus cu o seară înainte la Vântu și cu o săptămână înainte până la Moscova. Da. Dacă ne mai aducem, da, în da, da, și știu ce că nu se știe ce a căutat, nici colo, nici colo, în fine. Joana a mai spus de vizita la Vântu, că s-a dus să discute cu el anumite chestiuni și l-au prins niște paparații, parcă de la Academia Casa de la... da, exact, cineva care tot așa avea pontul că, da, da, că se ducea acolo, așa, și atunci Băsescu a plusat în următoarea întâlnire pe care au avut-o față în față, când i-a pus celebra întrebare ce a căutat domnul Joană la vânt. Când n a mai avut răspuns, ce să mai... V-ați răcorit în jacuzzi? Nu știu cum l-a întrebat Băsescu, ceva de genul ăsta. Și moment în care a fost tăcere, nu prea mai n mai aici, avut ce să spun. Ăsta este un discurs, o problemă pe care Geana o să o pună pe afiș. Cred că următoarea problemă pe care o să o pună pe afiș va fi războiul, explicându-ne probabil nou electoratului că el, Uber Masturban Führer, la NATO, este tot mai bun să fie președintele României pentru ca noi să fim apărați aici pentru că, uite, suntem bine pe politică externă și da. el este om. Și o să avem probabil, dacă, dacă se mai poartă la noi, că la alegerile trecute Iohannis a fugit de doamna, cum o cheamă, Dăncilă. Deci a fugit ca, o, ca o domnișoară. Da. A zis da. că nu are rost să mai. Da, 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 sigur. Să că îl făcea nicio Băi, îl da. <laughs> făcea da. hai să fim serioși. Așa. Băi, dar o, probabil o să avem o dezbatere electorală între joană, care o să spună aceste două aspecte cel puțin. Și Ciucă. Băi, ce o să spună Ciucă în dezbaterea aia? Eu? eu sunt curios, ce, în primul rând, cum o să frazeze. Mi-e greu să cred că Ciucă va candida la, la alegeri, la președinție. Mi-e mi greu să cred, dar acum vom vedea în continuare. A fost o discuție, Mai sunt doi ani totuși până atunci, până la alegeri. Sau un an dacă pleacă, dacă scăpăm mai... Dacă ne lepădăm de Toate Iohannis. sunt cu dacă, dar dacă, dacă da, e să așa fim e, da. la termen, mm -hmm. mai sunt doi ani și... Până atunci se pot schimba multe. Au fost niște zvonuri în PNL, am văzut, odată că, uite, Ciucă ar fi o idee bună și niște alte zvonuri, cum că într-o dată ai intrat în disgrație exact, și o să, dispară, să... Ca, o da. să dispară ca câțu. Exact. Păi de-aia zic că sunt diferite aripi mm -hmm. care fiecare ar vrea să procedeze în felul lor. Dar mi-e greu să cred că Ciucă va candida mm -hmm. la, la prezidențiale. Pentru că se vede din sondajele de opinie, în primul rând, dacă nu mă înșel, și Ciolacu și Ciucă la capitolul încredere sunt în urma partidelor pe uh -huh, care le reprezint. Uh -huh. Ciolacu sigur e în urmă la capitolul încredere sau e aproape la egalitate. Bine, PSD-ul are în ultimele a sondaje 33-35, ceva de genul ăsta, la sută. Uh -huh. Iar PNL-ul în jur de 23, iar la sută, iar Ciucă nu știu dacă are 20% la capitolul încredere. Deci e clar, e sub nivelul partidului. Măi, poate că l pun acolo ca să câștige Joana, că citez iar din Maestru Cristoiu. Maestru Cristoiu a spus, Ciucă este tocmai bun de pus acolo, că este cam singurul pe care Joana poate să-l învingă. Bine, dacă luăm așa pe astea, da. Așa poate să, să candideze și George Simion. Sigur, o să ele, candideze păi, Simion. Bun, e, și atunci e, venim la situația din 2004 când a fost Iliescu, da, contra Vadim Tudor și e aceeași situație, da. Nu l votăm, votăm rău cel mai mic, cine? Ion Iliescu. Așa acum o să votez rău cel mai mic, cine? Joan. Nu? Cam așa da, va fi. Da, da, s-au mai schimbat a, adică contextele schim, și Bine, s-au mai schimbat contextele, dar până la urmă alt scenariu a fost în Franța, da. Marine Le Pen contra... Da, 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 Toată lumea era în stradă împotriva lui Macron și la alegeri, da, la, l-am ales iar ce să facem. Că am avut pe altul ce să facem. Fii atent ce am găsit da. astăzi. ieri da, a apărut o știre cu Macron care a anunțat lansarea unei consultări cetățenești largi pe tema sfârșitului vieții în vederea unui eventual nou cadru legal legat de eutanasie. Da, posibil. Nu știu Nu știu dacă eutanasia că nu este permisă în Franța, cel puțin acum. Nu, dar nu a fost, cred. că vorbeam cu colegii mai devreme, a fost celebrul caza al lui Alain Delon, care a spus că ar vrea să facă asta, Franța a strâmbat din nas așa și l a zis, bă, mă duc în Elveția sau da, ceva. Sunt, nu, parcă dar... Elveția sau mai sunt și alte țări care permit eutanasia, dar din câte știu, Franța nu permite. Cel puțin, nici nu m-a preocupat subiectul ce să spun. Nu, nu m-am. Da, mă gândesc da. că n-am na, ajuns, uite. Da. vremurile moderne se pune. Lucruri. Știi unde am eu. unde văd eu un eventual conflict? Noi aici suntem. Noi Occidentul, da? Și Statele Unite și, și Europa, da? Suntem, Ne-am dezvoltat pe o platformă creștină. Din câte știu eu, în cele sfinte, faci asta, nu mai ajungi acolo, ajungi în partea înalta, da. știi? Da, nu Rai, în iad, da. da, exact. E, și acum apar tot soiul de chestii care mai de care mai progresiste. Cred că și ăsta e unul dintre ei. Eram curios cum ți se pune. Da, da. Cred că tot de acolo din progresist vine, nu? Din curentul ăsta. Și am mai citit o chestie, fii atent. Trăim în viitor. Ce vorbeam de aplicații mai devreme, uh, inteligența artificială, AI, ca să-l prescurtăm da. să știe lumea despre ce vorbim, este un subiect care a suscitat și continuă să suscite multe dezbateri aprinse doar în cadrul conferințelor tech din Silicon Valley, chiar și în mediul juridic. Titluri precum Pot roboții fi avocați sau Poate inteligența artificială înlocui judecătorii în instanțe sunt din ce în ce mai frecvente în mediul academic cât și publici publicistic. Deci... Da, aici am, am, am văzut și eu câteva articole pe tema asta, într-adevăr. S-a mai ajuns la, la medicină, s-ar putea să se folosească în operații, să se folosească roboți, lor nu le tremură mâna, dar nu știu, cred că în momentul în care e nevoie de factorul uman... Uh, de -aia, uh... Deocamdată inteligența artificială, dacă e să o luăm așa, se, se folosește în domeniul juridic, dacă e să o luăm așa, da? Identifici pozele unui infractor, da? Ai o poză și vrei să o identifici printre 300.000 de, de poze, da? Pui în calculator Correct. poza respectivă și calculatorul caută printre fișierele pe care le are și îți dă. E căutat, nu e căutat, e infractor, nu e infractor. ADN-ul. Exact, la uh -huh. fel camera, da. pe camere video identificare facială se face tot pe calculator, da, cauți un infractor în mulțime, într-o piață, îi cauți fața respectivului infractor, Domne, e un terorist și trebuie să-l găsești tot inteligența artificială. Dar de aici până să judece procese. Şi să dea verdictul inteligența artificială. Să dea verdictul e o cale lungă, pentru că în primul rând trebuie să uh, uh, calculatorul respectiv, da, care dă verdictul computerul respectiv trebuie să aibă zeci, sute de mii de cazuri. Da? Sute de mii de cazuri trebuie să fie încorporate Speții. pentru ca, el, pentru ca el să aleagă, să zicem, din, din spețele respective ce îi se pare lui că ar fi corect. Numai că și aici este o problemă, pentru că dacă e să o luăm așa, sunt multe chestiuni morale care intervin. Ori calculatorul, indiferent o inteligență artificială, nu cred că ar putea să identifice da, o chestiune morală, să zicem, în spețele respective. Și e posibil, e posibil că și aici e o problemă ca să să, 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 zicem, introducă în memorie niște spețe care uh, sunt greșite și el să le identifice ca fiind corect. Și atunci să judece pe baza acelor spețe. Posibil și chestiunea asta. 1. Îți Imaginai uh, acest context în care uh, judecata să se facă fără avocați, uh, în momentul în care te-ai apucat tot de jurnalist nu. cu cinci fițe în buzunar că treia să sunt la telefonul e public la radio. Nu. Nu. nu, dar. Uh, cum spuneam, inteligența artificială se folosește și acum în domeniul juridic. Și am mai văzut, da. văzut conferi, uh, mai știu parcă în Marea Britanie, uh, cineva care spunea că s-ar putea ca la nivelul anului 2040. Să fie judecate chestiunile astea mai mici Divorțurile dar, Așa, să fie judecate de Bine, asta era o previziune Nu știu dacă se va și întâmpla Să fie judecate de inteligență artificială Adică spețe foarte mici Nu mă refer la cazuri de crimă De lapidări și așa mai departe Unde intervin La cazuri de de lapidări intervin Expertize, martori și așa mai departe e, Nu știu dacă Gândește-te că ar fi posibil Acu de pildă în Elveția, da? Te-am prins cu, cu 21-22 de grad în casă, a venit poliția, au venit niște roboți polițiști, te-au luat, te-au pus în celulă și vine. Da, și ai identifică Și pe basa legii, da, da, domnule. Paf. Da, Amendă sau închisoare, da. da deci, sau sau și aici scade intervin. creditul social. Și, și aici intervine uh, și aici intervine nu mai o chestiune. Uh, mai intervine și aici o chestiune, că în codul penal pedepsele sunt cuprinse într-un minim și un maxim. Cum știe da, da, da. respectivul, să zicem, da, între ai între 2 și 10 ani, în funcție de gravitate, în funcție de circunstanțe și așa mai departe. Cum știe respectivul calculator, să-ți dea 2 sau 10 ani de închisoare. E, păi e, aici niște este oameni care poate să mai lucreze la algoritm păi în funcție. Asta de, e algoritmul, de proces, nu? Da, da. Aici îți dai este un problem. exemplu. Aici este problema. Că e în funcție de algoritm algoritmul pe care îl bagă tot omul în calculatorul respectiv. Știu unde o să explodeze asta cu AI-ul în foarte curând, că deja dacă te uiți pe YouTube, când m-am mutat eu, băi, am văzut niște materiale de nu să crezi, roboții sexuali pentru oamenii singuri, care da. arată uman, da? Știu că văzusem de pildă un documentar mai vechi s-au chinuit foarte mult să facă roboții să meargă pentru că sunt foarte mulți mușchi la genunchi da, da, și, nu... și nu puteau să stea pe picioare, Problema asta e de mult rezolvată și au apărut niște roboți sexuali de toate felurile. ce, și ți le iei acasă și na, da, ești un om singur și ai o parteneră de viață sau da, un coleg un de partener, viață, da, da na. Sau mai mulți. Eventual poți să faci și duș cu ei, dacă. în Elveția, da. <gânt> Cred că, că pentru asta trebuie să faci update, vreau un ro da. robot. S-ar putea să ai robot și la duș. Și la duș, da, 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 și cu care să încerci. robotul de bucătărie. <coughs> da. Băi, pe de altă parte, tocmai am mai văzut o știre apropo de asta zilele astea, uh, există site-ul OnlyFans. Știi OnlyFans? Da, da, am auzit, bineînțeles. Pentru da. cine nu știe OnlyFans, este un site unde poți să te duci să-ți faci un profil. Este sex de toate felurile, doar că nu există să ai acces la nimic până nu plătești. Da, un da? nu e numai sex. Cel puțin la început, când a fost, când a fost lansat pe piață, era un site de fotografii, mm -hmm. clipuri video, adică pentru care trebuia să plătești. Fiecare abonat își punea conținutul respectiv în contul lui, dar trebuiau ca ceilalți. Să plătească pentru, pentru chestiunea asta și înțeleg că de câțiva ani. Plătești contentul, de, da? Contentul, înțeleg uh -huh. că de câțiva ani uh, cineva, uh, adică câțiva utilizatori au început să pună clipuri cu tentă sexuală și de atunci s-a dezvoltat foarte mult. Pentru că uh, până atunci, bineînțeles, platformele gen YouTube sau altele de genul ăsta nu acceptau conținut uh -huh. sexual uh -huh. și așa mai departe. Pentru că el a, era la liber. Da? Și atunci au găsit o nișă, o portiță, din câte am înțeles, pe OnlyFans și și-au publicat clipuri cu tente sexuale și de atunci a explodat. Există vedete questionez. de da, OnlyFans. Există, există... există. Sunt followeri cu doium da. acolo. Atât doar ce mi-a mi atras atenția până la urmă, 4 miliarde de dolari în casări pe 2021, da. în pandemie, cum ar veni? Da. Atunci a explodat e, foarte mult. Cred că m-am apucat de meseria care nu trebuie. De la noi știu că cea mai mediatizată a fost Larisa Drăgulescu, care... Nu a cunosc. Spus, ba da, a fosta gimnastă. Larisa Drăgulescu a ah. și spus în interviuri, a fost și la televiziuni și pe site-uri, a spus despre faptul că are cont pe OnlyFans... Și de acolo i-au venit, după ce s-a despărțit de Marian Drăgulescu, de soțul ei, de, atunci, au, de acolo i-au venit toate veniturile. A spus că erau luni când câștiga 5.000 de euro, când câștiga și 8.000, 10.000 de euro și așa mai departe. Și înțeleg că a făcut, cel puțin spunea, că a făcut o avere frumușică de acolo, în jur de 2 milioane de euro, pe care i-a investit în imobiliare, cel puțin din ce am văzut în interviuri pe care le-a dat. Cred că acest podcast pe care îl facem noi acum ar fi fost mai inteligent să-l dăm pe Onlyfans, OnlyFans și să stăm în tățele goale aici. <laughs> <laughs> Când s-o vrici da. eram, eram da. ceva mai bine. Da, nici nu stăteam cu, uh, cum îi zice, cu uh, barda cenzurii deasupra capului. Poți să vorbești mult mai liber da. de atât, ca este este permis. Da, ah, uite, o altă știre pe care am văzut-o zilele astea. băi, asta mi, pare, asta mi se pare îngrijorător. Fii atent, România este țara cu cea mai, mare, cu cea mai ridicată rată a nepotrivirii jobului în domeniul în care ai studiat. Da, păi, asta nu mi se pare o știre extraordinară, pentru că de avem fie. și. Sunt o groază de oameni care fac o facultate de dragul de a face o facultate, să aibă o diplomă. Și e clar că nu merg către uh, uh, specializarea respectivă, da? avem și în presă exemple, de exemplu, Cristian Tudor Popescu a făcut matematică, e inginer. Da, a fost sau, ceva. sau nu, parcă matematică a făcut din câte, din câte știu. Nu facultatea de matematică și a lucrat în presă, scriitor. Cibernetică. Calcul, cibernetică, da, okay. da. Cibernetică, da. Deci n-are nicio treabă, a scris povestiri SF. Da, asta știu. Da. Uh -huh. Și mulți alții care au făcut, eu știu, au fost chimiști și s-au apucat de presă și sunt foarte buni. Deci, nu, nu văd o problemă aici în faptul că nu ești potrivit, adică în ce fel nu ești potrivit. Hai să-ți să explic unde văd eu o problemă. Eu cred, de pildă, că dacă ai un copil în școală, în momentul așa. de față și om, acest puști are o, are o înclinație spre fizică sau chimie, da. cu siguranță șansele sunt foarte mici ca un profesor să-l vadă și să investească în el să aibă calitatea de dascăl, dacă vrei să investească în el pe, pe, pe domeniul ăla. Da. A, aici văd o problemă. A doua problemă este... Tu mi-ai dat niște, niște... Stai că mi ai dat niște cazuri fericite. Cred că dacă... Cred că dacă e să facem o statistică, băi, foarte mulți oameni sunt total nefericiți cu joburile pe care le au, pentru că nu le place ce, ce fac sau că au vrut să fie altfel. Am fost răutăcios într-o zi. M-a prins un controlor și nu aveam bilet, bineînțeles, și m-a dat jos în ploaie și am trântit una de genul, bă, unii au vrut să se facă cosmonauți, eu ați, au ajuns controlori. Da. Bună replica, da. Da, e adevărat. Sunt și, sunt și mulți care au vrut să facă o facultate pentru că le-a plăcut da, respectiva specializare, dar posibil că nu au găsit, posibil să nu fi găsit locul de muncă, da? În păi rest... asta e o problemă. așa era, de exemplu, dacă e să o luăm în anii 90, da? În anii 90 nu se mai căutau ingineri, da? Nici constructori, nici ingineri pentru întreprinderi și fabrici, pentru că toate se închideau, da? Alternativa acum, în anii 2000, da? După 2008-2010 au explodat construcțiile, se, căuta, se căutau ingineri constructori da. Da? peste tot, la fel și s-au deschis multe fabrici de componente auto, cablaje și așa mai departe, unde aveai nevoie de ingineri. Depinde de uh, anul, să zicem, pe care l-ai prins, eu știu și de ghirionul pe care l-ai avut. În anii 90 nu-ți găseai loc de muncă, să zicem, ca inginer, dar acum îți găsești. Sau atunci nu zgăsi, nu loc de muncă pe șantier ca inginer constructor acum din câte înțeleg se caută așa ceva. Destul de puternic. Eu cred că e foarte important să faci ce ți place, că aparfă da, merge treaba și cu cât ai mai mulți oameni în jobul potrivit pe pe măsura lor, e, Da, dar așa cum am spus, sunt și mulți care fac o facultate să aibă o diplomă. Și după aia, după aia se angajează. Eu știu, poate nici nu se angajează în domeniul respectiv. Pot să fie și șoferi, pot să fie, eu știu, distribuitori de mâncare. Uite, Habar asta ar fi o statistică interesantă. Am înțeles că da, nu s-a da. mai înghesuit lumea la facultăți ca pe vremuri. Da, posibil, nu știu. Acum da. am văzut că sunt multe facultăți, de exemplu la universitate, unde se intre doar pe baza mediei de bacalaureat. Mm -hmm. Din câte am înțeles, nu mai există examen de admitere cum era în anii 80-90. Să știi că să... am văzut, de pildă, apare această lege nouă a educației, da? așa am înțeles că urmează să apară. Sunt vreo trei legi un pachet de legi, am mai înțeles. multe cu legi în România educată universitar, bă, din care, pentru că bă, există na, micile hibe ale sistemului s-a hotărât să nu se mai dea notă sau să a luat în vedere acest lucru, să nu se mai dea note la sport și la desen. Pentru că, vezi, Doamne, ăștia dacă iau. și la muzică, dacă nu și muzică, la muzică, da. Asta sunt că, vocaționale. Că ei, da, da, ei note pe așa, pe frumoși și se dă 10. Pe de-o parte, pe de-altă parte, da. pot -po să-ți spun un exemplu pe care îl știu, care are și partea bună a, a lucrurilor. Există orele de religie. Da? Uh, unii își retrag copiii, majoritatea da, și lasă. Astea sunt uh, opționale din câte știu la religie. Uh, știu, dar e complicat în momentul în care ți-a pus-o în mijlocul zilei în orar. Da, că Ce nu... Ce faci, stai da. copilul pe, pe scoluri, pe, pe, da. pe... Da, da. lasă să stai la școală. E, eh, elevii s-au cam prins că dacă stau cu minți fără să facă gălăgie, vreau să stau și încasează ora de religie, li se dă 10, ceea ce le rotunjește suma. Ceea media, ce mi da. media, da. Ceea ce mie mi se pare un lucru bun, pentru că, băi, au învățat cum funcționează sistemul. Sistemul are o hiba, au învățat cum funcționează, pac. Și faptul că sau au reușit să modeleze e o treabă de adaptare. Adaptarea importantă în da, soi da. de situații. Pe de o parte, pe de altă parte, să elimin competiția din sport, din muzică, din ce vrei tu, eu zic că ar fi mult mai sănătos să o faci altfel dacă vezi că ai o problemă. Nu, să elimini competiția. Iar asta cu eliminatul competiție e o treabă, să fie cu iertare, vine din Statele Unite. Acolo sunt mai Da, adevăra, da. Vai să-i nu jignim pe cei mai slabi. Frate, da. ești slab. Îmi pare rău. Înțeles, Mike da, Tyson așa a părut pe piață. Gândește-te totuși că muzica este o, o, o disciplină vocațională. Sunt mulți care n-au nicio treabă. Sunt afoni, nu au voce. Nu merg la cor, nu știu să cânte și așa mai departe. E mai Sau mult de... decât atât. Lasă-mă, o chestie... Pe la ca... muzică. Da, știu, la da. muzică vreau da. să spun. E o chestie pe care tot am spus-o. Aici am avut o discuție cu Artan. Așa. Artan mi-a zis zice, băi, nene, când te duci la o petrecere la noi aici și se cântă când se depășește o anumită limită de alcool, cine e născut în ianuarie, februarie, martie? Așa pă, mă dusei să trec la OL și încă vreo două. Dacă te duci la Nemția, ai știu 40. Am înțeles, Înțelegi, da. e important da. pentru un tip de educație Plus că în Occident, nu știu dacă acum mai așa Dar fiecare copil făcea și un instrument Te ajută un pic nu, la dezvoltarea da. ta de funcționare La un soi de disciplină Nu trebuie să faci aia mai departe de atât. Am înțeles, dar ce te faci cu cei care chiar nu se pricep la niciun instrument? Sau nu se pricep deloc la muzică? Frate, îi pui la tobe, că e mișto la tobe. <laughs> Să bată tobe, da. Stop acolo, da. într-o da, cameră. Iar la desen, tot la fel. Sunt care n-au nicio treabă cu Știu reprezentarea. Că sunt unul din păi, ei, da. Pe asta e, vezi, da. nu ai nicio treabă mm. cu reprezentarea unor figuri, unor linii și așa mai departe. Ce faci? Îi dai patru mereu, îi dai, lași corigen cu, cu la desen? Nu, respectivul te faci elev o, sau ce. O modifici cumva, nu elimini competiția. Da, dar am înțeles că totuși se dau niște calificative pentru uh, uh, nu pentru muzică, desen, înțeleg, nu știu, așa am citit parcă A, bă, în lege, da. nu, știu, nu știu cum este. Adică totuși se, respectiva materie se face și se încheie cu ceva, cu un calificativ. Nu mai sunt note de la 1 la 10, dar sunt bine, foarte bine, ceva de genul ăsta, nu știu. Tocmai s-au retras banii copiilor de la sate, știi? Da, am văzut, am văzut știrea, pentru că, bine, aici e o, iar o discuție din punctul ăsta de vedere al... Sunt, într-adevăr, elevii, cum e și în jurul Bucureștiului, da? Părinții stau, să zicem, în otopeni, în săftica și așa mai departe, și vin... Copiii la școli din Buc la școli în București, uh -huh. la licee. Uh -huh. Părinții respectivi, este clar că mulți dintre ei au posibilități materiale. Pentru că știi și tu ce e împrejurul Bucureștiului, da, de la Otopeni încolo. Știu, dar vorbim sunt... de toată țara. E adevărat, da, da. Și bă, nu... adică la cel puțin, e, că... situația e, alta. e alta, da. E alta, da. Ministrul Câmpeanu tocmai asta a spus, domnule, eu vreau să dau banii direcționați către cei care într-adevăr au nevoie adică să le dau la toți elevii care stau, să zicem, în Otopeni sau în Săftica sau în cine știe ce, eu știu, Cernica și vin la București, a zis că nu prea îi se pare ok. Bine, e adevărat, din elevii respectiv o parte, într-adevăr, ar, trebui să, ar trebui să primească, pentru că bănuiesc că sunt din familii normale, da, unde da, de ce nu au... o faci pe venit? Dacă familia are un venit asta mai nu mult da, de, da. Uite, atunci înseamnă că care să criteriile. Nu știu, care sunt, treaba treaba asta, astea, nu știu care sunt criteriile După care se dau bursele respective Înțeleg că oricum se decontează Transportul, asta e clar Se decontează transportul elevilor Înțeleg că și nu alege este chestia asta Cei care sunt din Altă localitate și învață în adică în orașul respectiv apropiat, primesc, primesc niște bani. Să spun ce ticăloșii au mai făcut acum acu ceva vreme. Uh, orice elev, da, care avea media peste 9, primea o bursă. Au ridicat la 9,50. Da, da. Vezi, doamne, că îi premiem doar pe ea de la vârf. marj ai de litele, aici. Da, da. marj de aici. Pentru că, practic, te, 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 ai, subțiat ai subțiat banii, banii mult. Da. Și uh, știu foarte multe cazuri, că cumva da. trebuie să mă ocup și de asta, uh, nu, de 9,40 cât să... Da, vezi că e, e, facem planul. Cât da, trebuie da, să cât ia? Păi să... hai să ia 1-2 un, păi... pe clasă și maxim, că uite nu avem mai mult. Păi probabil atât. că asta e, e în funcție și de buget. Adică pentru banii, pentru ăia peste 9-50 avem bani. Da. Știi? Că e clar. Păi că... da, peste 9 erau mai mulți. Peste Dar 9 foarte, erau mai se, mulți. Se atunci... dau foarte mult 9-40 tocmai ca să nu le păi dai tocmai bani. tocmai ca, probabil că exact ce spui tu, se vorbește cu directorii sau cu, eu știu... Inspectorii școlari pe anumite județe și să spune, bănuiesc, nu știu, domnule, trebuie să fie atâția oameni ca, atâția, ca să se încadreze în bugetul respectiv. Posibil, nu știu. Băi, nu știu mecanismele. Dregând de... o linie, nivelul educației a scăzut îngrijorător. Da, asta uh, e și clar, și da. te uiți în, în, în toate păturile și domeniile sociale, te uiți la elite și te iei cu mâinile de cap. Te uiți la politicieni, deci cred că la politicieni se vede cel mai, cel mai bine vine, nivelul da. scăzut al, al educației, și am să am să mai spun o măgărie. Băi, cred că este un nivel scăzut de educație în servicii. <laughs> Posibil, Știi, da. care, care vin și scot la rampă tot soiul de politicieni din, din tepa lor cu care fac căcatul praf. După care la dispare următorul, ăla dispare da, următorul, da. nu mă... Băi, repet, nu-mi nu place Adrian Năstase, nu am simpatie pentru omul și politicianul Adrian Năstase, dar n-am putut niciodată să spun despre el că este un prost. Da, adică din punct de vedere al educației este mult peste ce se întâmplă acum în România, este... Păi, uh... Cred că nu că la cub, la... Câți din ultimii prim-ministri poți să spui, bă, uite nu. ce băiat inteligent. Îmi place, nu-mi place. De, de, de... În afară de Taricianu, care a avut uh, o educație bună și a fost și dintr-o familie bună, Ponta, care. Victor Ponta, care a avut și el, e un, a fost un prim-ministru. Vorbești poedică. de politicieni care nu mai există. Păi, da, 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 am Ponta înțeles. există și da, Tăricea nu există, mm. nu mai sunt în prima linie. N-au murit, ca să zicem așa, au murit, poate din punct de vedere politic, nu mai sunt în prima linie. Și nici în Parlament. Și nici în Parlament, nici mm. Ponta, nici Tărician. Da, în, în afară de numele astea pe care l am spus, nu, nu există foarte mulți care să care să se exceleze în politică și în deciziile pe care le-au luat. Cum se pare Ciucă? nu știu ce să mai zic am, am vorbit cred că destul Băi, de Dumnezeu, mult de, de, de o să, Exprimare foarte importantă mai ales la nivelul ăsta, omul ăla se pierde în fraze. Da, tu ai văzut nu reușește ce... să comunice, asta e clar că nu reușește să comunice, nu știu din ce motive, dar e clar că nu reușește să, să dea oamenilor uh, un sentiment de siguranță, adică domnule eu sunt stăpân pe situație, vreau să facem cu energia asta, vreau să facem cu gazele chestia asta, adică Chiar dacă e o situație nasoală, da, o situație grea, tu poți să dai prin comunicarea pe care o faci să dai oamenilor un sentiment de siguranță. Domne, știe omul ăsta ce faci. Da, lasă-mă că se ocupă omul ăsta și știe. Băi, omul este general de armată. Omul da. a fost în niște misiuni foarte importante. Una din uh, marile calități ale uh, pe care un general trebuie să le aibă este să fie foarte bun organizator. Și cominte, brici. Da, și da. obiectivă. Și... Poate în domeniul militar era. Nu știu. Ce păi să da. zic? Adică nu am. Nu-l văd în stare să dea ordine, că nu, nu se înțelege. Păi ai... Te da. pierzi în frază. Du-te, dă cu care nu mai dă da cu matura. Da. Înțelegi că. Bine, ca prim-ministru nu trebuie să dai ordine. Am înțeles. aici e ai înțeles, clar. Înțeles, pentru că mai ales fiind de o coaliție. De, de da, da, am de înțeles, da Aici mai ales fiind o coaliție, e foarte greu. Pentru că ai văzut că sunt tot felul de opinii divergente pe diferite domenii, PNL-ul cu PSD-ul, nu se înțeleg, la pensii, la salarii, cât să crească și așa mai departe. Deci dacă în domeniile astea nu sunt așa, ce să facă un, un prim-ministru? Nici nu poate să zică, bă, faceți ca mine, pentru că să revoltă, ai văzut cum a fost și cu USR-ul. Da, le-a dat, dat afară un ministru și USR-ul, toți miniștrii au plecat apoi de la guvernare. E clar că nu poți face nici așa. Mai există USR? Da, există, adică. Eu tot mă întreb din ei, când în când. Că de aur mai exprimă. auzit că a fost o nuntă. Dar... Se, exprimă, se exprimă pe Facebook, se exprimă prin declarații, conferințe de presă, dar la nivel de sondaje, cred că ai văzut și tu cam care cam e care treaba cu ei. N am înțeles nimic da. din partidul ăsta. A, a, a apărut una astăzi. Cred că, cred că era o glumă cu doamna firea care era dată în gât care a apă caldă. Cred <laughs> <laughs> Cred da. că era o glumă. A, ce mai voiam eu să vorbesc cu tine, Steve? Păi, a, a murit. A murit Regina. A murit și Gorbaciov. A vorbit și Iliescu. Și a spus Dumnezeu să ierte. Da. Bostin, liberul cugetator la ani bătrâneții. A revenit a, la sentimente mai a, bune, da. Ăștia care a venit sau le-a descoperit pe parcurs. Da, posibil, nu știu. Dar s-a dus o epocă, clar, s-a dus da. secolul 20 acum moare la propriu. Da, propriu. păi ăștia, cei doi au fost liderii, ca să spunem așa, și Gorbaciov și Regina au fost chiar liderii, Regina chiar a fost din, de când, de când domnește, din 53, da, nu da, știu, da, da, nu, ceva da. de genul ăsta, mm -hmm. nu, mai, nu mai țin minte. Adică sunt zeci de ani, zeci de ani. Da, chiar s-a dus epoca asta. Cum ți s-a părut Gurbaciu în toată povestea asta? Pentru că avem odată această propagandă a Occidentului, da? care acum când a murit a spus, aha, marele luminat al Imperiului. Păi dacă te duci la ruși, E invers, da. E da. păi, prostul care ne-a distrus, ne distrus Imperiul și ne-a lăsat varză. De asta spun Înțeles pentru... că erau și niște păpuși de vânzare la ruși cu un băstrea și îi dai, dai <gătări> pat aia din cap. Da. Pentru noi, într-adevăr, Urban ceva a fost un lucru bun, ca să zicem așa. Bineînțeles. A fost un nu lucru bun asta. pentru că a dezintegrat tot Imperiul ăla da, care era în Europa de Est și a lăsat fiecare țară. Bine, noi am fost ultimii în România, dar înainte de noi fiecare țară și-a declarat, ca să zicem așa, independența și a început să intre pe făgașul ăsta, cu economia de piață, cu libertate, cu proprietate. exprimare, proprietate deci, și așa mai departe. Da. Da. da, și bine, noi am fost ultimii pentru că aici regimul a fost mult mai dur, mai opresiv și... Nici lumea nu a ieșit în stradă, cum a ieșit, de exemplu, în Cehia, cum a ieșit în Polonia și așa mai departe. A fost și alt tip de relație a, între Gurbachev exact. și Ceaușescu. da, da. Și de-aia zic, pentru noi a fost ok. Vorba ta, dacă te pui în minte, la mintea rușilor, normal că acolo, pentru ei, nu a fost. Mm -hmm. De ei au avut niște ani 90 cumpliți. Bine, ca și noi. am avut Și noi am mm -hmm. avut. Bine, nu ca, nu ca ei, mm -hmm. pentru că la ei au fost în anii, în anii respectiv și lovituri de stat, dacă ne aducem bine aminte, da, Boris Yeltsin a, a revenit apoi la putere. Boris Yeltsin la fel a fost un lider, pen, bine, pentru Occident a fost un lider chiar ok, dar pentru ruși știm foarte păi bine zi, atunci în perioadă, Cu niște povești cu în, niște beții în Statele Unite când a ieșit în, afară în gol, de, pe... Da, în afară de poveștile cu beții e vorba de corupția care a înflorit în perioada lui Yeltsin știm foarte bine când se vindeau uh, din armată, se vindeau focoase nucleare până și focoase nucleare, s-au vândut uh, tot felul de armament. Uh... Stai că avem aici, da. trebuie tre tre să spun ceva aici. Există pe Netflix, am mai spus asta, da? îmi place să o repovestesc cu au de lume, un documentar uh, despre niște golănași care învârteau niște bani în Miami, pe la începutul anilor 90, cazinouri, droguri, trafic de da. carnevie. carne uh, vie. Pe unul chemat Tarzan, că asta mi s-a părut și mai amuzat, <laughs> mai amuzant. Uh, și la un moment dat uh, și prieten cu Escobar, că erau pe felie. Da. Așa, și la un moment dat au intrat în niște afaceri cu rușii, pentru că oamenii se ocupau de orice, puteau să le aducă bani, și o motociclete cu 200 de dolari și le dădeau cu 5000 state. Bună afacere, bună afacere, <laughs> da. da. E, lucrurile s-au dezvoltat cumva, au, au intrat, e, e o poveste foarte complicată. Mă rog, are foarte multe detalii care mai de da. care dau o, o să mă, mă, o să reduc discuția la cele foarte importante. Uh, au zis că vor și niște elicoptere. Și au primit și niște elicoptere. Contra cost s-a rezolvat problema. Pormă au spus băieții din state au sunat un profesor universitar din San Petersburg cu care aveau ei și au zis am vrea să cumpărăm un submarin. Și el a zis băi, nu știu ce să spun, dați-mi trei zile. A sunat după trei zile, s-a rezolvat. Păi, și cum? Cam facem. Păi, mai e o întrebare. Uh, rușii care, cu care am vorbit, da, din armată da. au întrebat dacă îl doriți și cu focoase nucleare. Exact ce vorbeam mai devreme. Înțelegi? Acesta este deci un, sunt, uh... e, e un tip de neală uh, de anii 90. Eu abia aștept să o aflu pastea de acum. Uh, și este extraordinar cum s-a rezolvat problema până la urmă. Uh, Trebuiau să dea 30 de milioane de dolari Dollar, la acea da. vreme, costa submarinul, în trei șarje de da. câte 10.000 milioane. milioane da. Așa, iar cel din Europa a luat primele 10 milioane și a dispărut cu el. <laughs> <laughs> și nu l-au mai găsit nici acolo, dar l-au găsit ăștia care au făcut așa. Deci a fost un fel de da? Da, bineînțeles, <laughs> dar... Uh, Există o scenă acolo care mi s-a părut foarte grăitoare pentru ce ai spus tu. Acești, acest Tarzan and the team, da, golănașii din Statele Unite, din Miami erau, uh, Erau în uh, baza militară rusească, au văzut submarinul și au scos, să facă, bă, nu era telefonul, au scos aparat de fotografie să facă poză și amiralul de acolo a zis, da, știți că să țeți într-o... Într-o bază, bază militară, militară și nu aveți voie să faceți poze. Și ăsta zice, știți, e scobar care cumpără, trebuie să-i arătăm poze. că cu trebuie ceva, să, să dar... vadă ce cumpără unul. Um. Și ăla asta se gândește și zice, da, vă costă 200 de dolari să faceți pozele. <laughs> și ce mă, da, da s-au <laughs> pozat cu... <laughs> Înțelegi? Și am aflat 200 de dolari era salariul unui amiral în anii 90 în armata uh, sovietică. Sovietic. Deci, post-sovietică. Deci îți dai, îți dai seama cam care era nivelul de corupție și cât s au putut vinde atunci la armament, muniție și așa mai departe. Deci dacă se vindeau submarine cu focoase nucleare, îți dai seama cam cum era. E, și pe urmă, serviciile secrete l-au pus pe Putin da, da și a alternat a la fost... putere de atunci cu Medvedev, când era președinte, când A priministri... puterea în mână. Ce da. putem să observăm cu ochiul liber este că Rusia de acum nu mai este Rusia de atunci. Adică niște schimbări sunt. Da, dar la nivelul corupției, din câte înțeleg, cam e la fel. <laughs> Cred că sunt probleme mari. Am înțeles că au dispărut, de pildă, niște bani care trebuiau niște armament moment, da. s-au băgat în niște iahturi. Deci problema corupției este la fel, cred, tot ca în anii 90. Bine, nu mai sunt problemele de atunci, că nu se plăteau pensii, salarii și așa mai departe. Înțeleg că astea sunt puse la punct, dar uh, problema corupției, mai ales în armată, se vede și în uh, poveștile pe, care vin de pe, de pe front din uh, Ucraina, cu tancuri care în loc de au cofraje de ou în loc de. Uh, cum este, Da, așa. Deci sunt tot felul de povești de genul ăsta, cu echipamente vechi din anii 60, pe care le poartă soldații cu rații de mâncare care sunt expirate și așa mai departe. Asta dovedește faptul că banii pentru rațiile respective și pentru echipamentele respective e clar că s-au sifonat, s-au dus în altă parte. Am înțeles că și... un pilot de avioane rusești dacă are 100 de ore de zbor este împărat împăraților acolo da. în Statele Unite după 100 de ore de zbor abia treci pe un avion mai performant da. la capitolul ăsta adică niște probleme cu siguranță sunt nu da. vorbim de ce probleme sunt în partea asta la altă din câte știm da, din câte vedem informațiile care... Am văzut o soiul de statistici, se pare că din armamentul care intră în Ucraina cam 30% rămâne acolo, restul pleacă la vânzare. Sunt discuții... E posibil, e posibil, normal. S-au și pus probleme de genul ăsta și parcă și în Uniunea Europeană s a pus probleme de genul ăsta, să vadă ce se întâmplă cu armamentul respectiv, pentru că e tot... S-a și găsit, s-a găsit prin Siria. adică se tot pompează armament, echipamente și așa mai departe, dar să se vadă și în, la sol, ca să zic așa, în situația reală. Tu cât crezi că mai durează povestea asta cu balșoi jihad? Nu știu ce, nu am pus să dau un... Posibil să fie un conflict să înghețe în timpul iernii, bănuiesc. Mm. Adică să, se, să aibă locul, să zicem, o încetare, pentru că e clar că dacă vine noiembrie, decembrie, pe teritoriul acolo deja sunt acum temperaturi de 3-4 grade în zona respective. Gândește-te ce va fi la iarnă. Mi-e e greu să cred că se vor putea lupta, ca să zic așa, cu pe front în perioada asta a înghețului. Se întâmplă niște chestii și nu le înțeleg. S-a anunțat acum ceva vreme marea contraofensivă ucraineană care avea un milion de oameni Așa s-a anunțat. Da. Un milion de oameni, noi ne-am strâns da, aici da, un milion da. de, mergem să, să îi aruncăm pe ruși în mare, da? Îi aruncăm din Crimea, îi aruncăm de oriunde, mergem peste ei. După care vine uh, gneazul Marele Zelenski, mic la sfat, mic la stat, da. dacă mă întreb, care anunță că nu, că o să o facem puțin mai light, ca să nu omorâm foarte mulți oameni, mai puține victime, Da. Brusc, de câteva zile avem această situație în care ei nu s-au dus în sud, s-au dus în est și au raportat acolo o victorie, o victorie cu, care a fost anunțată cu sârle și tâmbițe, da. dar care de fapt s-a întâmplat, am citit pe uh, 6 hectare, deci i-au câștigat. Da, 6.000 de da, 6 .000 așa au zis, de parcă metri pătrați, și... de... chiar Zelenski a zis, 6.000 de metri pătrați au câștigat. Uh, 6.000 de kilometri pătrați, scuze. 6.000 de Asta sunt 6 hectare? Mm, nu, 60 de hectare. Un hectar are 1000 de metri. Da, ok. Da. da. 10.000 de metri, pardon. 10.000 de metri. Da da. da, da. da. e vorba de kilometri pătrați, pentru că așa el s-a exprimat în kilometri pătrați. Da, posibil să fie eliberat niște localități, să le fi luat înapoi în urma contraofensivei, să le fi luat Ucraina. Uh... E greu de acolo, e greu de, adică nu e o graniță să zici până aici sunt ucrainenii, până aici sunt rușii. Bă, nu e că situația e fluidă, adică de la oră la oră, unii înaintează, unii merg înapoi și așa mai departe. Pe mine mă interesează ce se întâmplă de acum încolo. Situația stă așa cum stă. Ucraina, să zicem, a avut o victorie da, acolo. Da. Uh, păi, Putin, în situația în care este el el nu poate să pierde acest război. Dacă pierde acest război, dispare el, dar dispare, cred, și Rusia. Sau se... se, se, se da, se nu știu dacă distruge dispare. distruge Rusia nu dispare. în mici... așa. Da, se poate, dezinteg uh, se poate dezintegra republicile, republicile care exact. fac parte, componentele uh, republicilor autonome, să plece, să... Ceea ce ar fi un dezastru. Uh, pe de o parte, pe de altă parte, mai există o variantă, uh, cei care sunt în uh, sferele de putere, da, să-l ușuiască pe Putin și să-l înlocuiască, da, să-l omoare, să, umoare, să pe există și acea, da. Putem să luăm și sunt această variantă variante, în calcul. Da, da. Eu mă îndoiesc sincer că oricine ar veni după Putin uh, o să dea teritoriile înapoi. De deci ce am această îndoială cât casa, Inclu mai ales Crimea? Aia. Uh, mă îndoiesc mie că s-ar putea să vină cineva mult mai complet decât, uh, decât Putin uh, și uh, sunt curios dacă războiul ăsta o să se încheie în viitor apropiat sau se transformă într-un soi de Afganistan, Vietnam uh... Posibil, ți-am zis, de acum depinde și de situația, uh, situația de pe teren. Și de condițiile pe care le vor avea la iarnă. Dacă va fi o iarnă grea, bănuiesc că nu cred că vor fi mișcări de trupe în zona respectivă, pentru că e foarte greu în timpul iernii să porți un război. Dar acum depinde. Dacă sunt, eu știu, zăpezi, viscole și așa mai departe, mi-e e greu să cred că va fi ceva acolo. Adică va fi un statut, să zicem, ce s-a cucerit până acum, rămâne așa și vom vedea la primăvară când, nu știu, începe din nou ofensiva ucrainană sau ofensiva rusă. Eu nu vreau să știe. vedem vreo pace până nu, acum. Nu, nu cred că prea curând, pentru că nici o parte nici cealaltă nu vrea să accepte condițiile. Adică fiecare merge pe maxim. Mm -hmm. Se dovedește clar că ucrainienii spun că nu facem pace decât dacă ne dă Crimea, decât dacă luăm Crimea înapoi, da, și teritoriile ocupate. Iar partea cealaltă e clar că nu pot să renunț la ce am luat. Adică, știi cum e. Da, zic, e, e greu de anticipat ce va fi. E foarte greu. M-am uitat la discursurile lui Zelenski, că el în fiecare zi vine și, da. și ne vorbește. Băi, uh, el, el face reclamă la arme. Deci am Pui... primit dronele alea. mamă, excelent mers. Am primit da, armamentul momentul ăla, excelent. Deci, aia, aia este, cum să spun, este o piață da. de desfacere. Iar el este un businessman acolo care e pe un da, marketing manager. Da, acum e adevărat, ar trebui ca cineva să identifice, să vadă domne are în respective echipamentele pe care primește dronele, merg toate pe teren sau să sifonează, cum ai spus tu, că o parte se vând, în Siria sau în alte zone de conflict. nu se, Adică nu, asta nu se știe, nu știu dacă există cineva care să spună chestia asta, să spună un raportor independent, o organizație, să spună treaba asta. Pe de o altă parte o avem și pe doamna Zelenska. Cum o cheamă? Stai că nu mai știu cum o cheamă. Olga, parcă, nu? Nu, Olga. Zic că cum asta o, așa. Nu o, o, Olenca. Așa, cred e. Da. parcă nu o mai găsesc. Bine, mai avem și pe această doamnă care ne-a. s-a apucat să certe Anglia că își numără banii, mă. Băi, de, e un tip de, de. un tip de obrăznicie a, a ucrainienilor. băi, total infectă. Băi, acum... Eu am înțeles că trebuie să fim cu ucrainieni, acum. Am înțeles, mă. Băi, dar două, încolo. Hai să-ți să, să explic altfel. Eu sunt șolți. Și am, am un război între Ucraina și, și Rusia, da? da? Am o situație acolo și eu îmi exprim solidaritatea cu Ucraina și vreau să-i ajut. Dar uh, sunt tot soiul de situații și vine, că era, e fost acum, vine ambasadorul Ucrainei în Germania, fostul, da? da. A fost dat jos, da. care ce spune el? despre Schultz, că este un calta tabo în îmbufnat. Băi, păi dacă era Schultz, îl dădeam afară în momentul 2. Marș, mă, de aici! Păi da, am văzut, sunt. Știi, doamna asta spune, voi, dar noi ne numărăm morții și voi vă numărați banii. Băi, faptul că voi vă numărați morții sunteți și voi de vină. Hai să fim serioși și să nu fim naivi. Da, bine, aici părerile sunt împărțite. Unii consideră că Ucraina e de vină pentru conflict, alții consideră că Rusia... Nu știu, aici părerile sunt împărțite. Nu, e clar că nu avea, Rusia nu avea ce să caute în Ucraina. Asta e, din punctul meu de vedere, e clar. Ucraina nu e vreo Nu, dar indiferent câte, să zicem, provocări pe care spun unii că l ar fi făcut Ucraina, uh -huh. oricum nu avea ce să caute Rusia, adică să invadeze o altă țară. Din punctul ăsta de vedere. Aici sunt de acord cu tine. Păi, Războiul trebuia evitat. Ce încerc, evita de, de, ce încerc să, să spun eu, și probabil că o să-mi iau multe capace, este că Ucraina. Rupele mici. Da, rup. Este că Ucraina nu este vreo fecioară. Să nu uităm problemele pe care le-am avut noi. Noi am avut așa. Am avut canalul Bustroie. Da, da am avut. Multe uh, făcut s-au concretizat în justiție. Românii de acolo. Nu s-a dat doi bani pe ei, bani mai de mult. Ademărat, este da. Am găsit un, un articol în adevărul, articol din 2014-2015, când în Bucovina, da, comunitatea de români, s-a făcut un recensământ și au luat bărbații și au trimis în Donbass. Da, în timpul Să lupte acolo da, și da. ușor, ușor, ucraininii s-au mutat în, că era bine și frumos în Bucovina da, și ăștia da. s-au dus acolo. Băi, Adică s-a înlocuit o populație cu alta. S-a înlocuit da. o populație da. cu alta și românii au fost trimis să se bată acolo, da. la război. Băi, dar stați un pic. Am înțeles, dar da, acum, da. indiferent de problemele pe care noi le-am avut, tot n-avea ce să caute Rusia acolo. Da. Asta e clar. Înțeles. Uh, mai avem și Hunter Biden. Uite da. că vin cu. Da. Uh, există acest podcast american Joe Rogan. Da? La Joe Rogan a venit de curând uh, Zuckerberg, care Zuckerberg a declarat în tocmai, că a venit FBI-ul la el în timpul campaniei electorale și a spus să tragă mai jos sau să facă să dispără orice apare despre cazul Hunter Biden. Înțelegi? Păi e o acuzație foarte gravă ce a spus el da, acolo. Da, Nu știu, și cu... am văzut că au apărut fragmente din laptopul lui Hunter Biden. Da, da, da. acum s-a apărut și un documentar. S-a da, dat drumul la... Nu știm ce e real, ce din câte am înțeles omul era direct implicat în laboratoarele celebrele laboratoare bio cum sunt bio bio Alea din Ucraina Alea din Ucraina da și el era acolo era și plătit cu 50.000 de euro pe Nu știu dacă vom ști vreodată adevărul după tema asta. Hai să vedem ce se întâmplă cu laptopul. Da, cu laptopul pentru că aici este problema pentru că se scot mereu din laptopul ăla se scot tot felul de fotografii, e emailuri și așa mai departe, documente, nu știu Acum, problema este că nu știm dacă ce ni se livrează nou e real sau e doar, nu știu, o chestie de propagandă sau un fake. Nu știm asta. Poți să văd tu lucrurile puțin mai prozaic. Fii atent aici. Uh, îl avem pe Joe Biden, părintele, tatăl, și pe soția, cum o chem? Uh, nu mai știu. Doamna Biden. Da. Doamna Biden, da? da? Gil? Ei... Parcă Gil. Jill, Biden. Da, parcă Jill. Jill Wilder. Nu, probabil. Da. Ei doi sunt niște părinți responsabili, acum și ai Americii, dar sunt niște părinți responsabili care și-au crescut copilul cu mare grijă. Pentru educația lui, pentru viața lui, pentru toate alea. Și ce aflăm despre acest individ? Droguri alea, nasoale. Prostituție cu pedofilie, da? <laughs> tot soiul de monkey business-uri. Păi ce iubire sau ce copil iubit de părinți iese așa? Păi, bun, dar asta nu înseamnă că... La ce fiu proza e, nu? Păi nu, asta nu are nicio legătură cu... Poate a primit o educație ok, da, a avut o copilărie fericită, ca să spun așa, dar ulterior s-a apucat de nebunii. Eu știu ce să spun Băi, nu există, o mă, nu o ia, e razna așa dacă, dacă te-ai simțit ai mulți bani și, în copilere, Când ai mulți bani și putere, cred că o e razna. A, probabil, da. Cred că o e razna. Când ai mulți bani și multă putere, cred că o ei bine razna. A, poate că de n-am eu bani. <laughs> Lumea riscă să înțelegă foarte greșit lucrurile, inclusiv ce am spus eu n-am cum să fiu de acord cu intervenția rusească, că n-am cum să fiu de acord. Mai mult decât atât, dacă este, cum se spune, un război între Occident și Est, și este, da? Da. asta mă îngrijorează și mai tare. Pentru că eu cred, sunt născut, crescut și un om liber în valorile occidentale. Mă rog, n-am fost născut în valorile occidentale, le-am dobândit. Ai, că ai fost crescut. Da, am fost crescut, mă rog, da. la un moment dat alternanța la putere, drepturile omului, da, s -a, s -a pot să poți să votezi, să poți să protestezi fără să ți se întâmple nimic, să nu fii de acord cu guvernul că ea nu știu ce măsură. Iar Occidentul, mai nou, mi se pare că profită din plin de acest context și ne impune tot soiul de situații care nu numai că nu rezolvă situa situația dată cu da. balșoi jihad și așa mai departe, dar ne complică viața și mai tare, pentru că odată cred că mai toată clasa politică actuală, cel puțin din Europa, este de o mediocritate fără precedent. Deci nu e numai la noi treaba asta. Nu e numai la noi, la noi să se... da, mă rog. La noi e constant, acolo se întâmplă mai nou. Mai nou, da. Știi, cumva a plecat de aici o grămadă, să mă și amuzam la un moment dat, o grămadă de puseuri de-astea balcanice, de cenzură, de nu știu ce, pe care noi le știm foarte bine aici și pe care cât de cât le -am mai rezolvat, le mai rezolvasem la un moment dat, le constați acolo, cu mult mai multă forță, cu mult mai multă. Zic, băi, lasă-mă să fiu îngrijorat, că na, mai da, am așa ceva este, de trăit, da, am copil acasă, am, băi, copilul meu în ce să trăiască de concord? Da, așa este, pentru că acum mulți spun că liderii de la Bruxelles sunt ar fi sub influența organizațiilor ăstora, așa zis, progresiste. Uh, Davos. Și de a, gen, da, și uh -huh. Davos și alte organizații de genul ăsta care uh, le influențează deciziile. Așa spun anumiți comentatori acum știi cum e, trebuie să le luăm cu beneficiu de inventar, nu știm dacă e așa sau... Dar oricum se vede că deciziile astea și în privința Green Deal, da? Green Deal-ul, da, a fost, a venit, ca să zic așa, peste criza rusească, da? Renunțarea la petrolul rusesc, la gazele rusești și energiile alternative. Problema este că nu poți să faci mare lucru cu energiile astea alternative. Da? cu energiile nu poți oriene. să mașinile ca de rețeau. Exact. Nu poți, da, nu poți, să, faci multe chestii cu energiile alternative. Adică dacă n-ai niște resurse bazate pe petrol, gaze și așa mai departe, nu, nu poți să faci mare lucru. Să dovedește, uite, de exemplu, în București, citam zilele trecute, cei care au mașini Tesla stau la cozi la complexul ăla din nord, Promenada sau ceva de genul da. ăsta, parcă așa se numește. Da, ai mai văzut asta undeva în istorie? Statul la la cu mașina? nu stau la coz, am mai văzut. Am văzut statul la coz la benzină. Aha. Acum stau să-și încarce gratuit, pentru că sunt stații de încărcare gratuite la, la marile moluri. Da? Și stau să-și încarce gratuit pentru că îi ucide factura în momentul în care și-a încărca mașina acasă. Plus că acasă îți încarci mașina, înțeleg, în 12, 14, 15 ore, acolo îți încarci în jumătate de oră, 45 de minute. Pentru că sunt stații de încărcare rapide. Acasă nu, e, nu ai așa ceva. Îți o încarci pur și simplu de la rețeaua de acasă. Mm -hmm. Dar să stai 12 ore cu mașina în priză, eu zic că, că te cam costă la factură. Bine, cine are acum Tesla, nu prea își pune problema că depășește plafonul guvernului de 255 de kW. Bă, nu ești că cine dă cât e o mașină Tesla. 100.000 de, de euro, cât e? 80? Păi vreo 40 De 50.000, de mii, nu? 80 de mii, 80 -100, 100, de mii de okay. euro. Am, deci am zis... A da, voia să o aducă la pani. Da, deci 80 100 de mii. Deci cine dă 80 de, mii de euro pe o mașină, bănuiesc că are și bani să-și încarce Păi nu știu bateria. că... Să știi că Bucureștiul este plin de o grămadă de oameni care și-au făcut niște case foarte mari că au avut niște bani la un moment dat, dar nu reușesc să-și le încălzească da, pe da. tot timpul iernic, că-i costă de-i Chiar da. că oricât de mulți bani da, avea, nu-s da. nu atât de mulți. Păi, chiar vorbeam recent mm -hmm. cu un prieten care a avut o casă în, în care avea și o piscină interior și a vândut Și prietenei. Da. bine, era în afara Bucureștiului casa, da. era la undeva în nordul Bucureștiului în fine. Și a vândut casa respectivă pentru că asta era înainte de criza asta, da, deci înainte uh -huh. de criza cu petrolul și gazele, pe vremea aia nu putea să să suporte facturile. Deci cu rata la casă, da, la bancă, plus uh, facturile la energie și gaze, zicea că îl duce peste salariu. Aproape că trebuia să mai se împrumute ca să plătească toate toate facturile. Și piscină, da? Și încălzirea casei pe timpul iernii. La piscină știi că sunt tot felul de costuri. Da, bineînțeles. Da? Cu filtre, cu încălzirea apei, cu așa mai departe. Și toate alea merg pe curent electric. Mulți metri cubi, da? Exact. Trebuie să umpli piscina, să dai uh -huh. apa afară și așa mai departe. Băiatul care îngricește piscina. Bine, asta dacă... Nu, asta era o piscină interioară, nu nu era nimeni care să îngrijească, dar trebuia tu să faci toate chestiile Știu astea. Știu, aveam centra... niște holiuri da. cap. Uh, plus plus central, pentru că aveam, înțeles, două centrale. Una încălzea casa, cealaltă încălzea zona unde era piscina. Taxă de că... carbon, băi, nene. Da. La deci, deci cam îți dai seama exact ce spuneai. Sunt mulți care nu își permit să încălzească locuințe de 200-250 de metri pătrați. Sunt care și-au făcut și locuințe de genul ăsta case. Cu patru sau cinci camere, șase camere, cu living și așa mai departe. Și păi bă, foarte bine că așa a făcut, bă, că păi da, îmi place da, progresul. Păi da. bănuiesc că stau în, toți în living sau în living și o cameră. Că nu prea, nu prea ai masă, ți încălzești toată casă. Eu știu un alt caz de cineva Așa. care și-a făcut ditai casa și uh, și-a mai construit între timp o cocioabă în curte în care doarme iarna că doar pe aia își permite să o încălzească, adică, bă, deci, da. Sunt și cazuri de genul ăsta, da. să rămână la nepoți că uite da. am făcut aici am făcut, să, da. să fie. Problema e că nu știu ce mai rămâne, dacă nu crezești locuința îți dai seama că se degradează din an în an. Da, mă rog. Asta, asta, cred că e și o meternă da, noastră. Păi, da. plus că mai observ la nivel politic în toată Europa, băi, apar tot soiul de... Înainte știai, mă, ăștia de stânga și ăștia de dreapta, da? Mai acolo lucrurile nu mai sunt atât de limpezi. Adică, bă, avem și un exemplu reper. Sunt o grămadă partide care, care au... apar din alte partide. Da, 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 și sunt nume total bizare, dar nu au, cum să spun, nu au o platformă O platformă, Da, adică să spună de de cum e, Partidul Național Liberal sau Partidul Socialist Român. Și Românc Bulgarii, sau... cred că unde ăsta a apărut, nu știu. Da, cam în o... toate țările sunt partide de genul Adică asta. o schimbare la, la nivel de, nu să mai existe stânga dreapta, existe... cred că deja există, numai extremiști. da? Da. A -A e, Uh, ești de extremă dreaptă și votezi cu aur. Da. Uh, uh, Bine, așa ești catalogat sau pus la index de unii și de alții, că dacă ai votez cu automat... Uh, mergi cu poșetă pe stradă, ești progresist. Progresist, da. 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 <laughs> ți poșeta copilului. Da, și... nu, mai, nu <laughs> mai există partid cum era în perioada interbelică. Da? Partidul țărănesc, partid, adică reprezenta anumite clase sociale. Da, da Partidul interese, dațional, țărănesc, reprezentau pe micii întreprinzători din de la sate, plugari și așa mai departe. E, pe mie, reper cer, pe cine prezint, reprezintă, reprezintă? de pildă. Nu știu, nu-mi nu, nu. Nu dau seama. Adică probabil numai asta corporatistă care lucrează, eu că, uite, știu, în firme, în corporații o, 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 păi și USR e și cu, reperul cu trotineta. da, păi asta întrebam, că usr am înțeles, progresismul sunt Bruxelles din tot ce vine strung, de acolo. Sunt din același trunchi plecați, da numai că fiecare vede, eu știu, lucrurile altfel, pe anumite domenii. Nu știu, că n-am făcut o analiză pe doctrina fiecărui partid. Dar e clar că îți plecați din același, același trunchi. Da? Și reper, adică din USR s-a desprins reper. Bine, care USR a fuzionat cu Plus și o parte din oamenii plus de la a plucat, Plus a plecat, da. a plecat da, și a făcut și... reper, bine, na. Nici nu mai contează, pentru că bănuiesc că nici la alegeri nu se va vedea foarte mult în sondaje, în, eu știu, în procentaje, ca să zic așa. Mi s-a părut da. gustă, o comparație foarte drăguță la un moment dat, cum că Scholz este mai barna decât barna. s-a <laughs> părut da. foarte bun. Ce faci? Pleci la Tujnad? Da. Ia, povestește -mi. Păi nu știu, n-am fost, n mai fost la Tujnat, cred eu că Eu am din... fost când în clasa 1 la Tujnat, n-am mai fost. De atunci. nu, eu am fost, dacă nu mă înșel, făceam baschet și am avut un cantonament, dar cred că era în 86 sau 87. Dacă nu mă înșel. Nu cred că mai țin minte. Bine, oricum, cred că s-au schimbat foarte mult de atunci. E clar că s-au schimbat, s-au construit vile, eu știu, hoteluri noi și așa mai departe. Nu mai țin minte foarte mult. Aveam 15-16 ani cam așa atunci. Știu că am fost în centru, stăteam la o vilă, eram. Un cantonament din ăsta. Era mai multe cluburi din asta sportive, făceau cantonament și erau cazați acolo. Păi și tu la ce sport erai? La basket. La basket? Am făcut basket o perioadă. la Da, ulterior. Cantonamentul de halbere. Și acum te duci tot la basket sau la halbere? Acum la halbere, bineînțeles. Ușor nu o să-ți fie, mă gândesc. Știu, da. Câte zile? Păi trei zile, într-un weekend. Da ce să facem. Ah, știi cum să spune, ce se întâmplă întușnad, rămâne întușnad. da, Corect, da. Păi, <laughs> foarte mulțumesc că ai venit. Bine. Mulțumesc și eu pentru invitație. Hai, să știi că o să ne mai auzim. Mereu o plăcere cu domnul Simonescu. Super. Mă bucur. Și, și hai, subscribe. Mulțumim de subscribe și noi vă iubim. Pa. Silviu Muntenu și prietenii săi. Podcast Nu futilități.